În timp ce americanii îi dau expresii înfricoșătoare de Halloween, buzoienii îl fac vedeta delicioasă din farfurii. Vorbim despre umilul dovleac, cu gust bun și beneficii multiple pentru sănătate. Pentru al treilea an consecutiv, Festivalul Dovleacului de la Poșta Călnău aduce sub nasul pofticioșilor o mulțime de bunătăți, de la dulceață și plăcinte cu pulpă de dovleac, la sarmale fierte în burtă de bostan. Aceste mândre îmbrăcate în costume populare au primit cea mai grea sarcină la Festivalul Dovleacului de la Buzău, să cânte și să joace pe scenă în timp ce în cuptoare și pe pirostrii sfârâiau delicatesele făcute din pulpa deliciosului fruct. Am pus fasolea pestriță, carnea de vită, cea de porc, cârnații, roșiile, dovleacul. Foarte bună! Nu, e delicioasă! Printre grămezile uriașe cu bostan, chiar și cât roata căruței, tarabele i-au așteptat pe pofticioși cu rețete de tot felul. Am încercat plăcinta, prăjitura și mă cam opresc pentru că se depune. În schimb, acest domn cu pălărie de cowboy nu s-a lăsat până n-a încercat toată gama de bunătăți. O mâncare din arpacaș cu dovleac. Și o tochitură cu carne de porc merge cu un vin roșu. Dovleacul merge însă și cu prepelițe la rotisor. Cel puțin așa s-a gândit acest comerciant basarabean. Este o rețetă tradițională, simplă, sare și piper negru și carne fină, tânără, de prepeliță. Câte prepelițe veți pregăti în aceste 3 zile? Peste 500. O apariție de zile mari au avut și sarmalele fierte direct în bostanii scobiți. Însă, de departe, vedeta festivalului a fost dovleacul copt, tăiat în formă de semilună. E gustul copilăriei, în copilărie, și vreau să-mi amintesc de bunie și de copilărie. Învățăm oamenii ca să consume cât mai mult dovleac, pentru că este un fruct foarte bun și sănătos. Bogat în beta-caroten, dovleacul are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Totodată conține puține calorii și este bogat în fibre minerale și vitamine, ceea ce îl transformă într-o armă de temut în lupta cu kilogramele.